Salutare tuturor! Ce vreau să fac astăzi este să văd cu un acumulator de 2A de la Parkside, să vedem ce rezultate avem cu aceleași ruburi pe care le-am folosit în videoclipul trecut, cu Cobalt, care mi-aduc aminte parcă a băgat 75 și a scos 66, și vom face același experiment și cu cea de la Parkside Performance. Am aici un acumulator de 2A, se vede că luminița verde îmi indică că este încărcat. Dacă vreți ca mărime, cam astea sunt mărimile. Cei de la Cobalt au reușit să facă un acumulator mai compact, ca greutate par destul de identice, dar știm bine că, cel puțin eu știu foarte bine că aici sunt celule Samsung și aici sunt niște celule pe care n-am auzit în viața mea până acum. Probabil ceva mai decalificate decât chinezările care sunt pe market, dar totuși nu se compară cu Samsung. Stai să le bag aici. Vă arăt și că îmi indică că este plin. Ca mărime, așa ca să vă faceți o idee, cam astea sunt mărimile dacă n-ați văzut videoclipurile anterioare. Ca lungimei, puțin de tot, e aproape identice. Ca grosime, bineînțeles, 18V, 21,6. 6 celule, 5 celule, 2A fiecare. Încă o diferență destul de mare, 130 de Nm, 135 de Nm de altfel și 60 are Parkside-ul. Amândouă au motoare fără perii, vedeți cum scrie și pe spate. Și tare curios sunt să văd câte șuruburi bag aceasta. Ce o să fac prima dată? Ca să ne facem o idee și de viteză, o să băgăm cu ambele mașini câte un șurub și să vedem care este mai rapidă. Asta e doar un test așa pentru mine. Și da, este mai rapid. Cobaltul era de așteptat. Ce am făcut, am și îngropat-o foarte mult pe cea de la Cobalt. Și să începem. Deja Parkside-ul a băgat unul. Haideți să-i dăm drumul să vedem rezultatul final. Primele 18 și să continuăm. Treizeci și șase până acum,
Pare destul de promisător. Bateria mi arată că este la jumătate. Destul de promisător, până acum deja sunt 36 băgate, 36 scoate. Haideți înainte. Nici măcar nu a ajuns la jumătate. Wow, destul de impresionant. 54 deja. Haideți să le dăm afară. Wow, 36, 54 și văd că încă mai bagă, mai are de băgat 21 până o va ajunge pe cea de la Cobalt. Nu cred că va reuși, dar haideți să-i dăm drumul înainte. Deci erau 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65, aproape 66, ceea ce este destul de impresionant pentru un acumulator de la Parkside. V-am zis, am deschis celulele, sunt niște chinezărei, dar nu știu exact, nu cunosc firma, totuși, considerând că este ceva de la Parkside, eu sunt destul de impresionat. A scos 54 și a băgat 66. Aproximativ cât să fie? 15%? Cam diferența care o face un acumulator. Deci jos pălăria pentru Parkside. Chiar nu mă așteptam la testul ăsta să meargă atât de bine. Dacă aveți vreo altă întrebare, lăsați-o jos în comentarii, vă răspund cu mare plăcere, vă doresc o zi plăcută și la revedere!